vreau să vă prezint o scrisoare. Noi în discuția cu cetățenii am depistat mai multe teme cu care evident se luptă Republica Moldova. Aceste scrisori le trimitem către Guvernul Republicii Moldova și anume această scrisoare este despre migrarea tinerilor. Dumneavoastră cunoașteți că foarte mulți cetățeni din Republica Moldova pleacă peste hotare. Anume din cauza că nu avem locuri de muncă, nu avem uzine, fabrici și nu avem o perspectivă de viață. Din punctul ăsta de vedere am decis să scriem mai multe soluții pentru a soluționa această problemă. Și în primul rând atragerea investițiilor pentru a crea locuri de muncă și reducerea impozitului pe venit pentru a elimina procedeul de eliberare în plic, pentru că asta este o evaziune fiscală, ceea ce în detrimentul bugetului din stat. Dumneavoastră, ce părere aveți per general față de această scrisoare? Este o idee bună? E bună ideea asta, pentru că eu nu sunt chiar așa din vârstă, am 6 copii și știu cum să câștig un bani în mână. Și într-adevăr, tânărul să duci să caute un loc de muncă unde e mai plătit. N-a să lucrez nimeni aici cu 700 de lei sau 1000 de lei, când și ești trebuie să cheltui tu, trebuie să cheltui de două, ori mai mari. Două, trei ori. Ca eu, de plus, ne oferă 5000 de lei, pe lună n-am ce să fie. Nu pot sta înainte, am 6 copii. Și adică ar fi bine dacă s-ar găsi soluții în țară. Mai ales încă la oraș este o altă dezvoltare. Și la oraș, am și prieteni la oraș care eu zic că e fix în fix, trebuie să împărțăm altfel. Încă aici la țară mai crește un pui, îl mai tai și mănânci, de acolo pui și altă trebuie să-l cumperi. Și cumperi, spumă. Corect. Dumneavoastră ați semna o astfel de scrisoare pe care noi din numele dumneavoastră o trimitem către guvern? Da. Dacă sunteți de acord, vă lăsați aici semnătura pe două linii. Iar noi din numele dumneavoastră îl trimitem către guvern. Aceasta este o scrisoare despre agricultură. Cunoașteți dumneavoastră că Republica Moldova este o țară agrară. Până am lucrat la 40 și ceva de ani a lucrat în colhoz și, și m-am ales. Cunoașteți că suntem o țară agrară și avem nevoie de foarte multe investiții în acest domeniu. Prin această scrisoare noi cerem guvernului să atragă programe de instruire și practică de finanțare pentru agricultorii tineri, atragerea investitorilor străini pentru a crea noi locuri de muncă și piață liberă pentru terenuri agricole, inclusiv pentru cetățeni și firme europene. Pentru că dacă suntem o țară agrară, evident trebuie să dezvoltăm foarte mult ramura asta, însă avem nevoie de foarte multe investiții. Dumneavoastră, credeți că este o idee bună să facem astfel de scrisori? Nu știu eu ce e bun, gândeam nici nu știu ce e. Și nu-i bun, tot nu-i bun. Dar agrară trebuie ca și să te hrănești. Corect. Deci dumneavoastră credeți că este o idee bună? Da. Am înțeles. Ați dori să semnați o astfel de scrisoare? Da.